Alimentele de primăvară refac rezerva de antioxidanți și întăresc sistemul imunitar. Medicii recomandă să includem în alimentația zilnică cel puțin unul dintre acestea. Astfel ne ducem cu gândul la vedeta sezonului, salata verde. Odată cu venirea primăverii, organismul este tot mai slăbit, iar majoritatea dintre noi acuzăm în această perioadă stări de oboseală generală, însoțite de slăbiciune fizică și dificultăți de concentrare. Medicii nutriționiști spun că toate aceste stări apar din cauza lipsei vitaminelor și a mineralelor din corp. Salata verde este una dintre cele mai delicate tipuri de legume cu frunze din care se prepară salatele. Această legumă este de obicei consumată în stare proaspătă, alături de alte legume sau în sandvișuri. Bogată în substanțe nutritive, salata verde oferă celor care o consumă multiple beneficii nutritive și pentru sănătate. Dumneavoastră consumați salata verde? Da. Foarte bună. Cum o consumați? Facem cu oțet, cu roșii, bine. Salata verde este bogată în beta-caroten și vitamina C. Este diuretică, ameliorează problemele digestive, iar conținutul ridicat de fibre și antioxidanți scade riscul de cancer de colon. În plus, datorită conținutului de latex alb prezent în tijele de salată, acest aliment are proprietăți sedative. Consum salată verde, dar acum văd că e prea scumpă. Aștept să vină a mea din grădină. Care este prețul? Cum? Este foarte scump față de pensiile care le avem. Este 5 lei, am văzut grămada, ridichile tot așa la grămadă erau 5 lei grămada, foarte scumpe. Eu am în grădină puse, dar m-am trecut să mai iau, dar văd că e cam scump. Cum o consumați? O consum ca salată, o consum ca fac o ciorbiță de salată verde, mai ales că e postul acum. Și mai ținem și post că suntem mai în vârstă, mai pensionari. Dar am la țară, am trecut așa să văd care sunt prețurile, că luam întotdeauna până apărea așa mai mult de la mine, luam din piață, dar acum este piața cam scumpă și agricultorii au dreptate, că și eu cultiv în grădină și știu ce înseamnă agricultura. Menea, frunzele de salată sunt sărace în kilocalorii și au un conținut ridicat de minerale și vitamine benefice pentru organism. Întotdeauna este loc pe masă și pentru o salată. Este perfectă lângă multe feluri de mâncare, dar poate fi și felul principal în combinații colorate cu alte legume de sezon. Salata verde este una din vedetele meniului celor care țin dietă, dar și a celor care adoptă stilul vegetarian. Dumneavoastră consumați salată verde? Da, pentru că am diabet. Da. Și consum. Cum vi se pare prețurile? Așa, 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 cam mari. Cum o consumați? Acolo mai punem și altceva, nu numai roșie, castravete, ca să nu fie numai ea. Salata verde se poate cultiva pentru primăvară, pentru vară, din aprilie și până în iulie și pentru toamnă, la sfârșitul verii. Salata are o perioadă scurtă de vegetație. Aceasta poate fi recoltată la 45-50 de zile după semănat. Salata poate fi cultivată prin semănat direct, adică prin semințe sau prin răsaduri. Răritul salatei după plantare este foarte important. Scopul este de a păstra plantele vigoroase la o distanță cuprinsă între 13 și 18 cm una de alta.